Bună, bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi vom vorbi despre cum se amenajează o bucătărie, un spațiu mai mic și ce trebuie să știm atunci când amenajăm o bucătărie. În primul rând, regula de bază este să realizăm triunghiul de aur, ce anume chiuvetă, plită și frigider. Ce înseamnă asta? Atunci când scot din frigider, să spăl și apoi să pregătesc, ulterior să pun pe plită. În ceea ce privește dimensiunea spațiului, când este o bucătărie mai mică, trebuie să folosim culori light, să încercăm să dăm impresia de spațiu mare. Avem nevoie de altfel și de multe spații de depozitare. Într-o bucătărie mică putem să ne desfășurăm foarte bine pe verticală. Putem să folosim toată înălțimea spațiului, să putem să fim cât mai eficienți în depozitare și de asemenea cât mai puțin expuși pe zona de lucru. Materialele pe care le-am folosit în această bucătărie sunt texturi de lemn, contrastate de pereții gri antracit. Am folosit PAL pentru o bucătărie mai puțin folosită, este destul de eficient. PALul este foarte bun. Dezavantajul PALului este că are mânerele vizibile, nu pot fi ascunse, PALul nu poate fi traforat în cant, cum poate fi MDF-ul vopsit. Când amenajăm o bucătărie, dacă folosim texturi light, dacă folosim culori deschise, clar avem nevoie de accente de culoare. Pot fi punctuale, pot fi prin folosirea ceramicii pe care o avem între cele două blaturi, pot fi prin accesorii. Eu am ales aici să folosesc nuanțe de gri antracit prin ceramică și prin anumite accente la pereți. În general, ca finisaj de pardoseală, recomand parchetul, este o continuare a pardoselii care se folosește și în casă. Pardoseala ceramică mi se pare că rupe un pic spațiul, mi se pare că îl segmentează și poate fi contrastantă din punct de vedere negativ cu ceramica pe care o folosim pe perete. Nu mai sunt probleme cum era odată cu apa, cu umezeala, deci consider că putem să folosim parchetul fără niciun fel de problemă, plus că mi se pare că încălzește foarte bine spațiul, această continuare a pardoselii din restul casei. Orice bucătărie are nevoie de un spațiu minimal de luat masa, de mic dejun, poate de cină. Din cauza dimensiunii restrânse am optat pentru un blat retractabil, care poate lejer să fie folosit de două persoane simultan. Cum spuneam, avem nevoie de spații de depozitare. Le-am poziționat pe verticală. Am preferat să fie totul închis, toate spațiile, toate corpurile de mobilier închise, atât cât mi-a permis spațiu. Micile decroșuri pe care mi le-au impus țevile de gaze s-au rezumat în chestii decorative. Lumina este foarte importantă în bucătărie. În primul rând, în momentul când stai la blatul de lucru, lumina nu trebuie să creeze o umbră, trebuie să-ți lase posibilă prelucrarea alimentelor într-un mod facil. Astfel, lumina trebuie să fie ambientală, fie putem folosi bandă LED la corpurile suspendate, fie putem să folosim o hotă cu lumină, iar lumina generală este din tavan, trebuie să fie perpendiculară pe utilizator. Iarăși un aspect important este înălțimea blatului. Înălțimea standard a blatului de bucătărie este de 90 de centimetri. Însă, utilizatorii mai înalți vor găsi dificilă această înălțime. Prin urmare, am adaptat înălțimea de blat la 1 metru. E o utilizare mult mai facilă, nu mai ai probleme cu durerea de spate. Poate părea ușor atipic, poate părea un pic prea înalt, însă este mult mai util la folosit. Deși este un aspect mai puțin estetic, în momentul în care folosim o bucătărie avem nevoie și de prize de uz. Acestea sunt poziționate de obicei deasupra blatului.
ușor inestetice, mai există o variantă de a folosi prizele incluse în blat. Însă acestea pot fi ușor nepractice în momentul în care se udă blatul, în momentul în care se folosește blatul. Prin urmare, compromisul ar fi prizele amplasate pe perete, practice pentru expresoare, pentru shakere, pentru aparaturi mici de bucătărie. Cel mai bun model de hotă este cel incorporat în mobila de bucătărie. Este estetic și nu contrastează foarte tare cu restul liniei bucătăriei. Recomand o hotă telescopică încastrată, iar tubulatura de evacuare să fie mascată de asemenea în corpurile de bucătărie. Ok, asta poate însemna o mică pierdere de spațiu, însă dacă se amplasează plita cât mai aproape de gura de evacuare a hotei, traseul tubulaturii va fi unul minimal. De asemenea, ce putem avea ca aparaturi electronice într-o bucătărie este fie o mașină de spălat vase. Eu una nu sunt adepta, însă dacă este să folosesc în amenajer, folosesc una de 45 de cm. Mi se pare mult mai ok ca dimensiune și ca raport cu restul liniei de la mobilierul de bucătărie. Ce nu recomand sub nicio formă și de preferat să găsim alternative de poziționare în restul casei este mașina de spălat încastrată. Este un pic inestetică, este greu de utilizat. În al doilea rând, o mașină de spălat neîncastrată în bucătărie segmentează foarte urât corpurile de mobilier. Deci, în bucătărie, din punctul meu de vedere, fără mașină de spălat rufe. De asemenea, în ceea ce privește frigiderul, avem două opțiuni, fie să-l facem încastrat, fie vizibil. Aici depinde foarte mult de cum organizăm bucătăria. Aici este organizată pe două fronturi, destul de curate, prin urmare am optat pentru un frigider încastrat. În general, dimensiunea frigiderelor încastrate este standard, de 60 de cm și poate să fie poziționat absolut oriunde. De preferat să avem două corpuri tip soldat în bucătărie, pentru frigider și pentru cuptor, poate chiar și pentru cuptorul de microunde. Nu este nicio restricție în ceea ce privește amplasarea lor una lângă cealaltă, pentru că cuptorul nu se încălzește într-atât de tare încât să afecteze frigiderul. Ce trebuie însă să ținem cont pentru un frigider încastrat este că emană căldură și trebuie să îi lăsăm oarecare ventilație corpului în care este amplasat frigiderul. Ce mi se pare esențial să avem într-o bucătărie în care se gătește, în care avem nevoie de rețete, în care avem nevoie de mesaje scrise la îndemână, poate, este folosirea unui accent, a unei zone de scris cu creta. Se folosește o vopsea specială, se poate aplica absolut pe orice fel de suprafață, fie direct pe mobilier, fie pe perete și este ușor lavabilă. Se mai folosește și am mai folosit-o între blaturile de lucru, însă este un pic ineficientă deoarece riscăm să o pătăm în momentul preparării alimentelor. Prin urmare, cred că dacă o aplicăm pe un perete ca accent sau pe o zonă de mobilier pe care fie vrem să o mascăm, fie vrem să o creăm accent în bucătărie ca să rupem monotonia, este ok. Am mers aici în această bucătărie pe alb, pe foarte mult alb, pal alb, pentru că aveam nevoie să dau impresia de spațiu mărit. Nu este o bucătărie mare, are în jur de 11 metri pătrați, o bucătărie desfășurată pe două fronturi paralele. În ceea ce privește finisajul blatului de bucătărie, este un alt aspect important în amenajarea unei bucătării. Putem să folosim fie un material clasic, cum ar fi palul termorezistent. Acest lucru ne ajută să avem aceeași textură la blat și la corpurile pe care le avem integrate în amenajarea bucătăriei. Fie putem să folosim un material mai prețios, cum ar fi granitul. Granitul este un material foarte rezistent și în același timp poate fi accentul din amenajarea bucătăriei. Ar mai fi o posibilitate și anume acea corianului. Corianul dându-mi posibilitatea să am chiuveta turnată și să fie o singură bucată cu blatul. Dezavantajul este că se zgârie foarte ușor și este destul de greu de întreținut. Recomand așadar în primă instanță palul termorezistent. Este ca și costuri foarte accesibil,
Și pe locul 2 aș recomanda granitul, prețios. Dar trebuie să avem grijă când folosim granit la blat, pentru că trebuie să avem o amenajare destul de cuminte în rest. Să nu agităm foarte tare bucătăria, mai ales când avem spații mici. În general, bucătăriile de apartamente, din București și nu numai, sunt bucătării minimale. Nu avem spațiu, nu avem un spațiu generos. În concluzie, aș putea spune că, urmând aceste sfaturi, ați putea să reușiți să vă amenajați singur bucătăria, sunt etape de bază, însă cred că ar fi indicat să apelați la un designer de interior. Sunt anumite aspecte, cum ar fi partea electrică, pe care el o poate gestiona mult mai bine decât puteți să o gestionați voi ca beneficiari. Încercați să folosiți materiale light, încercați să folosiți texturi light, pentru că bucătăria este un spațiu în care, fără să ne dăm seama, petrecem cam jumătate din timpul de acasă, fie că bem o cafea, fie că servim masa sau pregătim de mâncare.